Cazna cu barba a apărut acum, nu de mult, iar o apărut la modă. Și când îi întreb, pe tineri îi întreb, bă, omule, de ce nu te barbărești? M-a irit, frate. Să irită tare, deci nu există o soluție să nu se irite. Deci tare se irită. Dar el nu spune că îl chinuie un duh rău, un duh din lume, îl chinuie și nu îl lasă să se îmbrace cum trebuie și să se barbărească cu Dumnezeu. Deci unii din lemni, alții că le plac la fete, așa am auzit și varianta asta. Și nu se pot barberi, deci nu se pot barberi. Parcă scăpați din, vine din exil. Știi? Da, evrei erau în pustiu, n-aveau unde să barberi, n-aveau apă, n-aveau, era probleme, să zicem așa, dar noi venim de acasă. Noi, unii din noi, avem câte o baie de 5.000 de euro, nu? Amin. Și nu ne putem barberi. Și uite așa, suntem de multe culori și de multe direcții și dragoste, fraților, dă-i cu dragoste înainte. Dragostea asta e dragoste. Dragostea ne face să ne punem în rânduială. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Eu vreau să vă spun, frați și surori, că până și lumea asta de afară știe cum arată un om care arată serios, îmbrăcat și tuns și barberit. Deci și lumea de afară știe asta. Nu știu dacă ați văzut din ăștia oficial, din ăștia mai înalți, dar n-ați văzut niciunul ca un sălbatic așa. Netuns, nebarberit, parcă vine din pădure de undeva. Nu, n-ați văzut așa. Când sunt îmbrăcați, ei știu că în fața lumii trebuie să arăți decent, să arăți a om serios. Deci când îi arăți câte unul din ăsta, și dacă ăsta e om serios, apoi lasă-o baltă. Nu? Dumnezeu să ne ajute. Deci eu vă spun că asta e moda care i-a apărut acum și ne lăsăm duși de vară. Ne convine, facem economie cu banii care ar trebui să-i dăm pe biguri și o să facem mare avere. Nu? O să facem mare avere. Zic Dumnezeu să ne ajute să ne punem viața în rânduială, să ne sfințim. Nu cerem numai la surori, cerem și la frați și Domnul să ne ajute pe toți să ne putem pocăi de toate lucrurile. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Și acum haideți să vorbim despre dragoste, ce-i dragostea și ce nu-i.